fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Într-o adunare a fost chemat un predicator la o vârstă de 92 de ani ca să facă o predică și să fie întrebat care a fost cea mai principală predică din viața lui în cei 50 de ani cât a fost predicator. El a ieșit în față, era unii în adunare care ziceau ce vrea să mai spună și bătrânul ăsta, dai seama, la 92 de ani. A spus versetul care l-am spus eu. A spus așa. Când eram tânăr, un frate bătrân a făcut o predică și a spus, Iisus te iubește. Iisus mă iubește. Zice, aceste cuvinte m-au urmărit în tot timpul vieții mele. Aceasta a fost în mintea mea tot timpul, spun eu, predicatorul ăsta, bătrân. Tot timpul vieții mele a fost aceste cuvinte, Iisus te iubește, Iisus mă iubește. Și asta, în viața mea, a fost cea mai principală predică care am făcut-o vreodată. Nu-i nimic mai scump sau ceva mai frumos pe această lume să știi că Domnul te iubește. Zice, chiar atunci, când eram în încercări grele, când eram supărat, când eram amărât, când eram necăjit din pricina unor necazuri, din pricina celor dragi pierduți care i-am pierdut prin moarte sau... Atunci îmi suna în ureche, zice, cuvintele acestea, Iisus te iubește, Iisus mă iubește. Domnul să ne ajute să înțelegem aceste lucruri, chiar în încercările cele mai grele, să avem în minte acest lucru, că versetul acesta, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, este cel mai principal verset din toată Biblia. Este versetul cheie. Domnul să fie laudat pentru aceasta și să avem încredere în orice împrejurare că El este cu noi și El ne iubește. Numai noi să rămânem cu El.